Far Away și mâine povestim despre muzica emblematică a timpurilor noastre. 14 și 44 de minute și avem acum 60 de secunde de poveste aduse de Maria Radu. Poveștile spuse la radio încep cu... A fost odată un om, el avea o fată și un băiat și rămânind văduv de muma copiilor, îl îndemna ariciuță sensoare de a doua oară. Nevestei îi stau acești copilași ca sarea în ochi. Când îi ciomăgea, când îi cicălea și când îi da tuturor roilor bonindu-i. Într-o zi îi zise bărbatului: mă, bărbate, trebuie să-i lua copiii să-i duci undeva în pusietate ca să-i prăpădești o pâine cu sare de pe un taler cu tine, nu mai mănânc. Da, bine, fane vastă, cum să prăpădesc eu așa bunătate de copilași? Și unde să-i duc? Nu știu, dar să s-o fac ce zic eu, ori mai multe nu. După cel mai ciocmănii, nu era o toană, își puse în gând să-i facă voia. Se sculă deci de dimineață, își luă copiii și plecară împreună cu vorba că merg la lemn. Fata luă în șorți vreo 2 pumni de mălai și presară pe drum până în pădure. Aci, dacă ajunseră, tatălor le făcu focul, apoi le zise: citește tu mai departe. Copiii văduvului și iepurele, vulpea, lupul și ursul. De Petre Ispirescu. Povești cu care crești.